trăiesc la oraș, dar se încălzesc ca la țară. Locatarii acestui bloc din Șoldănești au fost nevoiți să-și monteze sobe cu lemne în apartamente după ce sistemul centralizat de încălzire din oraș a fost închis. Nu a fost așa mereu. A fost și căldură de la state, când lucra cătelnea. Era ghine, cald. Cum s-au disformat organizațiile, cum era pe timp și la una alta. Trece prima sobă care a fost făcută asta, în clădirea asta. Se întâmpla încă în anii 90. Între timp, mulți orășeni care stau la bloc și-au instalat centrale de apartament, nu însă și cei de aici. Și asta pentru că imobilul cu 5 niveluri, cămin cândva, nu a fost conectat la rețeaua de gaze nici până astăzi. Cheltuim benzina, un soare pentru drujbă, ori omul și-ala să aducă lemnele, ieși tot la aceeași sumă. Nici mai puțin, nici mai mult. Tăti cheltuielile. Orică gazul, orică lemnele. Cu lemnele cu multe mai greu, pur și simplu. Anatolie Negară cară lemne de la subsol tocmai la etajul 5. Avea că vine pe o torbă de asta pe sud când vine. Și seara, la ora 5, fac foc să menții căldura până dimineață. Și apoi nevoie să fac sobă, că trebuie să, din curcături să ieșim cumva. Și să ne încălzăm, o să înghețăm. De frig să ne iei cu tolurile să ne ducă la cimitir. De fapt, construcția sobelor este interzisă în clădirile ce depășesc 3 niveluri, însă autoritățile nu pot face nimic atâta timp cât oamenii pur și simplu nu au o alternativă. Acasă, babile cele mai bătrâni și au gaz, dar noi o clădire de asta într-un raion și nu avem gaz. Asta e ultima. Asta mai tine că e prima și ultima clădire în Moldova care nu are gaz. Clădirea asta am înțeles că se numește Titanic, dar de ce așa? Care s-a râs și așa au zis că se neacă, că clădirea e foarte bună. Se neacă și iese cu necojeacă. Titanic este supranumit și acest bloc de la marginea orașului Hâncești, la fel un fost cămin pentru angajații unei întreprinderi din construcții. În anii de tranziție, aceștia au privatizat apartamentele și și-au construit bucătării și alte dependințe după cum i-a dus capul, iar acum clădirea nu poate fi conectată la conducta de gaze din motive de securitate. Suntem de aici din oraș, dar e ca așa, deci mâncăm că trebuie. Mă, să nu vă păliesc. Facem șorșieli. Așa. Galina Cazacu, de la ultimul etaj, nici nu mai așteaptă să vină gazul. Speră doar să fie reparat acoperișul. La fiecare ploaie, Titanicul este inundat. Zia că e curăță, îl fac. Dar nu și găiește. Ia ca s-o bușoară, e curăță, coștești, dar mai ies fum, mai ce să faci? În primul rând arată oribil. Într-a doua oară, din punct de vedere a securității, îi prezintă pericol la cași construcții. Într-al treilea rând, din punct de vedere a modului de gestionare, ce înseamnă să ai în apartament o sobă care se încălzește cu lemne sau cu cărbune, din punct de vedere a ecologiei, din punct de vedere cât e de curat, cu certitudine nu putem vorbi că asta e o situație normală în secolul 21.